Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou videoclip cu Rolling Sky. Astăzi o să încercăm să performăm câteva nivele, cele pe care le avem aici. Prin sensul că, de exemplu, să luăm coroanele. Și începem cu Fantastic Sweet House. Pentru care misterii punctului. E mai greu, asta înseamnă că are coroane mai grele. Pentru că nici măcar nu știi în care se află coroana. Ideea este că l-am exersat. Și acesta este cu tricul. Adică practic la un moment dat acolo a fost ceva un tric care putea să se păcălească. Și pe care pe mulți dintre voi cred că v-ai și păcălit dacă ați încercat să luați coroana respectivă. Bun. Nu! Aici n-am ajuns cu treaba cu... Oricum, da. Acum, Digital Matrix. Dar numai că până urmă acesta trebuie să faci și 100%. Că nu l-am făcut 100%. Deci se poate și așa. Să înțeleg. Adică eu cred că aici este varianta mai ușoară. Ei! Nu cred. Interesant. Ok, aici e greu. Aici este greu. Nu cred că iau coroana. Că e mult prea grea. Cam auzit că parcă ar fi cea mai grea coroană din acest joc. Așa că n-aș vrea. Apoi continuăm cu Unlock the Future. Care are o coroană mai grea. Din cauza unui diamant. Care dacă le iei trebuie să te duci neapărat spre coroană. Care este mai greu. Și poate cred că l-ați văzut. Sau dacă n-ați văzut videoclipul Unlock the Future. O să vedeți voi care este. Și o să vă lămuriți cât de greu este. Aici avem gemul. Ați văzut cum e
era gemul acela acolo. Dar mă mir cum de n-am pierdut niciun scut. Wow. Bă, ce? Ce? Oricum, am fost trastă la în loc de Future. Dar se pare că am luat doar o coroană. Am fost 91% la Kung Fu. E data asta am risc. Risc, nu am risc. Că poate oricând să-mi dea copyright la videoclipul acesta. Dacă nu mi-a dat la primele două, te povrești că mi-l dă pe al treilea. Știi? Ca să am eu de ce plânge. Ca în alt videoclip. Că mai este zisese și într-un și în alt videoclip la fel. Adică ca să am eu de ce plânge. Aici mai putea eu să performez. Nu știu, Matrix, poate. Că, de exemplu, m-am dus la toate peturile Mystery Box-urilor, în afară de acela mai greu, unde cred că era și a treia coroană. Poate că acolo nu mai fi Mystery Box-ul. Acum nu mai Mystery Box-ul, foarte bine. E mult de cristat acolo. Ce nu cred. Da. Sigur. Ok, și să vedem dacă putem să luăm și a treia coroană din SeaWorld. De exemplu, ați văzut în videoclipul bonusul de Sea, că n-am reușit să iau și a treia coroană. Bă, ce mă? Nu, stai. Că n-are niciun sens. Mă jur.
data asta n-am mai pierdut timpul. Adică flow timpul. Ei! Aaaa, nu cred. Hai că așa am priceput și eu cât de cât cum e. Da, aș vrea și... Da, cel mai mult... La cel mai multe dintre astea am luat și coroanele. Așa că mai bine la progresul 4, cred că aș vrea. Da, aici suma first day party. Că, de exemplu, uitasem eu să văd cam cum ar fi a treia coloană. Parcă vă mai... Ce mai eu nu voiam să iau cadoul acela. Și nu știu de ce m-am dus la cadoul acela. Este un snowball. Deocamdată nimic bun. Hai. Mă gândeam că pot să iau diamantul. Dacă nu-mi dă nici la acest tabor. Așa. Să-mi dea înapoi pumpkin. Wow. Ia, că e greu. Ha. Ce? Nu! Ce? Că jocul ăsta face... Ce mă? Face glume! Serios, mă? Mai vreo dată. Că e prea de groază cu nivelul acesta. De data asta nu l-am mai luat. Laud, fără scut. Wow. Hey. Și nu sunt pumpkin. Ce la final, frate. A, și nu mi-a mai dat și ultima coloană. Că n-au vrut să-mi dea și a doua coloană. Bă, da, spuneți-mă. Spuneți-mă, frate, de ce? Și avem Morning Dawn. Care tot la fel nu l-am făcut 100%. Thank you.
Bun. Ta-ta-ra. Deci am văzut eu cum e treaba acolo la a doua coloană. What? Deci era... Apa nu stai ca e zis la put. Nu stiu ce aici vrea. Ca nu stiu ce aici vrea eu acum. Nu stiu, Dazzle, poate. Scam rău de tot cu coroanele astea. Nu așteptam. Nu jur. Doar pe prima n-am luat-o. Dar nu mai știu dacă am luat-o pe a doua. Doamne, ce răbunță. Ok, cred că aș mai alege football speed. Pentru că prima coroană mi se pare mai grea un pic. Aici nu înțeleg nimic. A, dar mai aveam un pic și-l făceam. Nu știu cum o să dau așa de deștept. Că pur și simplu era să iau coroana. Să iau coroana fără să pierd nimic. Mă jur. Adică era să iau coroana fără să pierd niciun... Fără să pierd floating-ul. Ok, aici. Gândeam că poate ajung la coroana ultima aia. Ciudat că am luat-o. Adică eu nici măcar nu știam cum să mă duc acolo. N-am pierdut nimic. Wow. Deci este chiar epic moment.
pot. Aaaa, nu! Mama. Și pe tata. Da, oricum, e greu. Și să recunosc că e greu. Cu la Championship ăsta nu mai cred. Ce mai dă mai frate la sport? Ia uite ce... Ia uite ce... Ce trebuie. O ăștia. Brand new character. Pumpkin. Oh, da.